Salutare dragilor, bun găsit la un episod de Mountain Blade 2 pe Realm of Thrones versiunea 5.3. Jucăm de asemenea pe patch-ul 1.27 al jocului Mountain Blade 2 Bannerlord. Și am făcut ceva practice la arenă, practic am jucat în continuu la arenă o vreme îndelungată și probabil vom posta aceste episoade dacă doriți. Dacă vreți să le postăm, dați un coment acolo, lăsați-mi că vreți să vedeți ce am făcut la arenă. Între timp vreau să vă arăt cum arată personajul nostru, că și-a dezvoltat o grămadă de skill-uri, inclusiv în polearm, level 51, în two-handed 43, one-handed 48, cu arcul 67 deja și uitați-vă la atletism, avem 137, deja avem viteza mărită cu 13,7% și penalizarea de cărare de greutate cu 13,7%, rezistență la knockback, knockdown resistance, deci avem o grămadă de chestii și un pic ne-a dezvoltat, cred că și riding-ul, nu știu sigur. În anyway, episodul acesta ne propunem să mai lucrăm un pic la abilitățile noastre din ceea ce privește clanul. Vrem să ne creștem renume, nu prea avem renume momentan. E adevărat că aș vrea în egală măsură să mai lucrez la steward și leadership. La leadership am înțeles că la un moment dat, nu știu dacă level 50 sau ceva de genul ăsta, am impresia că primim un boost important, da, leader of the masses plus 5 party size for each town control plus 5% experience from battle shared with the troops in your party, dar cred că e mai important asta, plus 5 party size, vrei să facem un party extraordinar de mare și am impresia că din steward ar trebui de asemenea să mai luăm ceva, nu știu dacă am luat deja de niște boosturi. Avem astea cu wages, dar din cauza că avem levelul destul de mic, nu prea am ales încă nimica, la fel și la leadership, o să vedem în momentul în care trebuie să alegem. Totodată am înțeles că sunt niște traituri importante care trebuie să le alegem la un moment dat, care ne permit mai mult renume. Cred că ar trebui să le alegem, probabil la level 50 sau ceva de genul ăsta. Bun, deci hai să trecem la treaba. Acum momentan am făcut ceva practice fighting. Hai să vă arăt party-ul, vi l-am arătat party-ul. Deci avem Northern Recruits, vreo 13 recruits. De asemenea avem Northern Noble Youth, vreo 3. Stark Levy, care sunt cred că cei mai grozavi pe care avem în momentul de față. Sunt destule șmecheri Stark Levy. Și vreau să dezvoltăm Stark Bowman și Stark Footman. Vreau să facem o armată de Stark, efectiv. Și totodată avem niște Northern Noble Warrior. Da, și ăștia sunt destule buni. Au 3 stele, după cum vedeți. Ăștia au 2 stele, 2 stele și o stele. Northern Cruces sunt cei mai varză. Bun, și în ceea ce privește inventarul nostru, hai să vedem ce avem și prin inventarul nostru. Da? Cu bănuții stăm foarte bine, avem 6300, am tot strâns o grămadă de bani. Party limitul este momentan la 23. Și ok, avem tot felul de chestii, inventar, inclusiv lemn. Aici ne-am luat 4 cai, asta ca să putem căra, capacitatea inventarului este extraordinar de mare, e mărită semnificativ. Hai să vedem așa, back down center. Oare putem să mai luăm pe aici ceva? În primul rând ne avem saddle horse, care cred că... E destul de bun, charge damage, Andalos Palfrey, oh, și-l putem călări, zice este tier 3 spre deosebire de saddle horse-ul meu, Andalos, oh, are viteza 47, manevrabilitate 55, hit points 210, are pack mount celălalt, asta are mount, nu știu exact ce înseamnă chestia asta, dar charge damage 20, mamă, hai să luăm și noi unul de ăsta. Nu? Mă, avem super cal de Andalos. Asta nu știu exact de ce mi apare cu roșu aici. Northern Palfrey. Requires riding 20. Și noi ce, nu puteam să-l călărim pe ăsta? Interesant. Dar, ok. Andalos se văd că putem să-l călărim. Ce înseamnă asta? Că noi nu puteam călări pe acest Northern Palfrey? Nu, îl ținem aici chiar dacă facem, îl adăugăm în hoardă, ca să zic așa. Că aș vrea să le reglez un pic muzica un pic mai jos. Bun, și cred că am putea să plecăm, dar să vedem la trade dacă vrem să mai facem un trade. Avem niște Iron War, Hardwood, bla bla bla. Ok, suntem ok cu ce avem. Cred că aș putea să dau și aici un nou save, că începem efectiv episodul numărul 2. Așa. Nu putem să plătigăm caractere speciale. Ok. Asta e.
Deci, hai să plecăm la drum, dragilor. Ne propunem să facem renume. Renume facem numai dacă batem bandiți. Avem spre viteză 4.9. Ce face aici, Rob Stark? Mă duc și o să-l întâlnesc. Greetings to you. Salutare! I would like to enter your service. Nu putem, actually. My sword is yours, așa, for the right sum, my lord, bla bla. Deci trebuie să avem clan tier măcar 1 ca să intrăm în serviciul lui, sau trebuie să avem clan 2 ca să devenim vasalul său. Bun, am văzut că era un party de bandiți. Ce efectiv o să facem? Mamă, dar ăsta prinde ceva viteză prin pădure. Noi, în mod normal, avem penalizare mai mică. Mamă, că ne aleargă băiatul ăsta. Sper să ne ducă la o capcană. Nu, l-am prins. I don't mind, brigands. Surrender or die. Ok? Hai să vedem dacă se predă. Ne-am făcut steward level 19. Așa, îi atacăm. Are arcaș. Asta e nasol. M-am mutat acum. Under my orders. Hai să vedem dacă pot să fac o grupare aici. Trupe cu polearm. Drone weapons. Deci am 22 momentan aici. Ia. Hai să-i așezăm așa în față. Move! 10. Aici aș fi vrut să-i punem pe ea de tir mai mare, dar nu știu exact acum. Infantry in range, cavalry, horse archers. Horse archers? Nu cred că avem. Avem horse archers? Forward! Horse archers! Move! A, e vorba de mine, eu sunt horse archerul. O să mă pun aici. Bun. La grupa asta aș vrea să punem altceva. Avem trupe cu scuduri? 0. Bun. Hai să luăm aici infanterii. Dar aș vrea să luăm... să-i luăm pe ăștia mai slabii. Și nu știu cum se grupăm exact aici. Cum normal în grupa numărul 3. Aș fi vrut să-i punem pe o parte dintre ei. Ok, hai să-i luăm și pe grupa... Soldiers! Ai, distribuie curios aici. Îi punem în linie. Forward! Ok. Forward! Bun. Din păcate, forward! Nu sunt foarte încântat de dispunerea lor. Give preference to troops at lower tiers. Da. Bine, hai să dăm drumul. Avem și scut, dar cred că o să încerc să văd... After me! Mamă, ce trag ăștia ei lor. Nu pot să nimeresc nimic, fratele meu. Oh, îmi trage în cal, ăsta e nebun la cap. Ah, gata, mă, frate, i-am dat și eu una. Mă moară! Pe bune! Ah, l-am ratat, m-am luat prea multe sulițe, dar... Anyway, las că l-au eu clărit ai mei.
Bun, perfect. Din păcate mi-au murit doi oameni. Ce mai e unul în viață? Uite-l pe ăsta. Vorbesc serios? Uite-l pe ăsta că vrea să fugă. Alergați-mă! Uite-l pe ăsta, fuge și el. Nu vine să cred. Iese din spațiu, lupte. Bă, nu pot să-i dau una în capul ăsta. Ia-te-l, ia-te-l el. Gata, mă, fratele meu. Eu, dar nu se lepește pe ăștia, deci îi lasă să... Ok, i-am dat una. S-a ferit! Momo! Uite că se urcă pe munte, stai să vezi că scapă ăsta. Gata, e battle won. Ok, bun. Hai să vedem rezultatele. Am făcut un vreo 5 renume, deci încă vreo multe bătălii din astea. Și cred că avem doi băieți care au promovat, dacă nu mă înșel. Ah, inclusiv eu am luat skill-uri? Da, în călărie și în tactică de luptă. Hai să vedem ce am obținut. Le luăm întâi loot-ul. Era mișto aici dacă aveam o chestie care să-mi zică cam quantum, valoarea tuturor bunurilor pe care am luat. Sunt un pic rănit. Ok. Nefericită treabă. Și ne-a murit, cred că, cineva din party. Hai să vedem pe cine putem upgrada aici, pentru că avem Norfolk Recruits. Stark Levy aș vrea să fac cu prioritate. Bun. Am upgradat la Stark Levy. Am deja 7 Stark Levies. Aș vrea să văd dacă... pot să mai iau? 20 plus 1. Dar de ce îmi zice 29? Imposing Stature. Quartermaster. Am 29 limita. Asta e cool. Oare avem ceva aici mai bun? E un bow. Balanced bow 70 composite. Missile speed 70. Ok. L-am pus pe ăsta. Și cred că acum am putea... Hai să mergem la... White Fork, să vedem dacă putem să mai luăm băieți mai... De Broken Man, aia sunt buni. Hai să luăm recruți. 29. Avem nevoie să mai luăm bunuri. Cred că nu. Și oricum nu le vindem aici. De ce? Pentru că nu se merită valorificarea lor aici. Mergem înapoi în oraș. Hai să vedem dacă putem să mai luăm de la Winterfell niște chestii. Oh, Ragnar gained the scouting și medicine skill. Ok. Bun. Hai să vedem acum la trading. Ne vindem din săgețile astea. Să vedem aici. Cred că avem 30 de săgeți. Cred că o să le păstrez pe astea de... Așa. Arcul ăsta să-l vindem. Guarded arm wraps, dar nu avem așa ceva? Ah, nu avem. Ok. Bun, și cam atâta. Luăm 692. Avem la bunuri, dacă avem. Avem diversificare la mâncare, ceea ce mă ajută. Varietatea mâncării ne crește moralul. Mă ajută la Smithy să văd dacă pot să mai lucrez oare ceva. Mai trebuie la ordine. Dificultatea ordinului este... 32. Păi, dar de ce tot timpul crește dificultatea asta? 75, dar eu cum ajung oare la nivelul ăla? Că de fiecare dată când ies din oraș și mă întorc, e din ce în ce mai dificil să produc ceva. Ok, hai să mergem la free bill să vedem ce putem să facem pe aici. Aș fi încercat...
Pike, nu, n-am parturile care trebuie. Dificultate 50 și nu știu ce. Throwing axe, javelin, nu. One-handed axe. Și la săbi avem doar două, da. Requires. Dificultatea asta sunt dificultate 50 toate. Bă, hai să favorim și noi cu o sabie simplă, măcar mai deprindem skill-uri. Deci pentru asta ne mai trebuie wrought iron, care nu avem. Deci trebuie să mai rafinăm. Ok, am făcut level 25 la smithing. Hai să vedem crude iron-ul ăsta, cum pot să fac acum niște, mai trebuie niște cărbune. Nu mai am hardwood pentru asta, trebuie să mă luat trading. Hai să luăm pe tot și gata. Îmi permit. Rafinăm acum. Una. A, suntem obosiți, trebuie să mai stăm aici. Hai să mai stăm o vreme pe aici. Take a look around the car and wait here for some time. Mai stăm o... Wow, ce party! Ia oare putem deja să rafinăm ale? Ok. Gata, am 3 wrought iron. Nu trebuie să fac aia. Trebuie să ne modinim un pic, zice. Între timp eram curios dacă îmi scrie undeva la party. 28% viața, ne refacem și viața încetișor. Ok. Nu putem să mai recrutăm trupe pentru că n-avem... trebuie să mărțim relația cu persoanele astea ca să ne dea White Harbor Squire sau nu știu ce. Opa, am ajuns la nivelul 30. Wow, fantastic. Ia, oare putem acum forjui ăsta? Nu, zice că n-avem toate materialele, mai trebuie niște cărbune. Hai să vedem ce calitate ne dă la ăsta. Greutate 0.67, one-handed civilian. Dar nu știu dacă scrie undeva calitatea ei. Crafted one-handed sword has been added to Ragnar inventory. Smithing-ul nostru este 22. Ok, hai să mă la trading să vedem cât îmi dă pe ea. E bunicică sabia, one-handed sword-ul ăsta. Pe de altă parte, cleaver-ul este level mai mare. Are swing speed-ul mai mare. Lungime 99, ăla are 105. Swing speed. Mă, și 294 vindem pe asta. Hai să văd dacă pot să iau niște hardwood. Uite, a apărut hardwood și iron ore. Mai iau niște hardwood. Și mai întrebăm o dată la smithy. Ne mai întrebăm să mai facem un cu o sabie. Simple tournament flat blade. Dificultate 50. Așa, greutate. Care dintre ele costă mai puțin? Costă la fel. Doar că asta e un pic mai scurtă. Okay. Smith level... ce? Suntem obosiți deja? Mai stăm aici o vreme. Hai să mai rafinăm un pic. Uite aici ne arată stamina noastră de smither. Wait here for some time. Hai să intrăm iară la 26%. Da, greu. Ok, am rafinat destul de mult. Trebuie să ne modinim, iară suntem obosiți. între timp ne-am mai refăcut și viața. E mișto. Să nu spui că deja sunt obosiți. Nu mai am lemn. Ce? Abia ce credeam că am luat o grămadă de lemn.
Deci antrenamentul ăsta de smithing. Trebuie să mă modinesc un pic. Caravan of Serena the Braver, Soul Digs, nu știu ce. Ia, pot să mai rafinez acum. Ok, îmi trebuie cărbune. Și trebuie să ne modim un pic. Ne modinim un pic, mai trece o vreme. Pe măsură ce trece timpul, ne consumăm și bani. Smithing. Odina noastră este 36 din 112. Dar putem să făurim această sabie. Am ajuns meeting-ul la 24. Ok, am făcut un craft and one-handed sword. Bun, o vindem. Da, nu este fenomenal de valoroasă. Hai să vedem acum la bunuri. Grâu, bere, cheese, meat, butter. Ce să le mai luăm de mâncare? Bere. Berea nu e scumpă. Lână și alte chestii. Pește, nu știu ce. Băi, cam atâta. Hai să facem un save aici. Nu avem un fel de autosave. Cred că aveam un fel de autosave. Dăm un save mai încolo, mă, că pe autosave merge, sper eu, mai repede. Și ieșim iară să mai facem killer reală ca să ne facem renume. Între timp vedem dacă ne-au apărut trupe noi. Da, asta speram. Bun, și acum avem un party destul de grozav. Ce, la caracter am luat un nou skill point? Last meeting. Oh, putem să alegem. You can use more efficient method for charcoal production. Reproduces 3 units of charcoal. Ok. You can produce crude iron more efficiently by obtaining 3 units of crude iron ore from 1 unit of iron ore. Cred că a doua variantă, pentru că e mai scump fierul, which is cool. Deci ne-am făcut party-ul, e destul de cool că avem 18 Northern Recruits. Aș vrea să-i fac pe ăștia într-un party și să-mi fac o armată, un alt party independent interiorul ăstea cu ceilalți. Da? Bun. În ceea ce privește clanul, avem și loc de 3 companioni. Hai să ieșim acum. Oricum văd că ne mai face un save de fiecare dată când ieșim. Ceea ce... Ok. Trebuie să vedem de unde putem să luăm niște companioni aici. Sincer, n-am prea explorat. De obicei trebuia să le găsești pe la cârciumă, acești companioni. Noi avem un party de 30. E destul de bine. Cine e ăsta, băiatul ăsta? Oh, e o caravană. Hai să mă duc la Tumbledown. Rob Stark. Sunt tare curios cum merge războiul ăstora. Așa. Ăsta de ce nu ne suportă landowner? Nu știu. Hai că am ieșit în... explorăm și noi pădurile. Forest Bandit. Da. Ne-a văzut, dar... fuge cu 4.9 și noi avem 4.8. Ar trebui să putem să... l-am prins. Vreți să vă predați? Nu. Ok, nu mă prindeți în viață. Asta e o glumă bună. Ce, ne batem în fața catedralei? Bun, hai să văd dacă reușesc cumva. N-am luat RTS, am înțeles că e un mod foarte bun aici, dacă vreți să-mi recomandați voi un altul. Bun, deci am impresia că erau vreo 17, dacă nu mă înșel. În ăștia mai sărăcăcioși și mai așa de Doamne ajută. Footman! Vreau să-i punem primii. Move! Pe aceștia. După aia, grupa 2. Footman! Cred că este cu băieții care sunt ceva mai bine dotați. Move! Acum Move!
forward! Ok. Cred că suntem bine poziționați, suntem ready. Motivul pentru care am pus pe ăștia 17 în față și sper eu că mi-a pus pe ea mai slab bani e că, e unul mai bun între ei, de, nu? Pare că e unul mai bun între ei. Infantry! Move! Move! Da, ăștia sunt slăbanii. Îi punem primii. Forward! Tot pe ei am rămas, nu știu de ce. Move! 17 am văzut că sunt la număr. Infantry! Soldiers! Forward! Ha. Infantry! Bun. Soldiers! Deci, ăștia 17 primii. Move! Dacă ar fi mers să-i selectez mai ușor. Bun, și ăștia l-alții în spate. Cred că suntem gata, ready. Bun, asta vreau să văd, că i-am plasat foarte bine. Ideea e că n-aș vrea să pierd Stark Levies. Vreau să pierd numai din ăștia mai slăbani. Follow me! Bun. Acum că i-am făcut pe toți să mă alerge, din cauza că n-avem arcaș, hai să ne batem cu ei. Great. Tu ți-au arc? Ok. Și nu sunt în care a venit, deci ar fi bine să nu nimerim nimica. Mamă, ce l-a călcat pe la în picioare. L-a nimerit pe un backracker de ăsta. Ok, hai să văd dacă reușesc să-l nimerești pe ăsta altul. Great. Anyway, i-au clarit. Hai mă, omorți-și pe ăla. Pe bune? Băi, nu pot să cred că nu-l... Hai mă, căluțule, hai căluțule, nu-l lăsa pe băiatul ăsta să scape. Gata, aia fu. Bun, din păcate murire 4, dar e bine că probabil au murit din ăștia mai slăbanii, Norfan Recruits. Mi-a murit un... Nu, Norfan Recruits sunt singurii care au murit sub capul de mort, ceea ce e bine. Și am luat și unul vreo 2 renume. Și avem și Bushwalkers, prizonieri. Ideea e că teoretic, dacă... Some of your troops are ready to be upgraded. Bun, hai să vedem acum, aș vrea să facem și... Arcaș. Pentru că n-avem arcaș. Le luăm ăstora tot ce au acolo. Și cred că mi-am mai luat niște skill-uri. Hai să vedem ce mi-am luat skill-uri. Steward. Așa, minus 5 pe recruitment cost, minus 5% wages. Mă, sincer, recrutarea nu mă prea interesează. Food consumption in your party. Wages, recruitment cost. No more penalty from having a single type of food. Ok, no moral penalty. Mă, sincer, nu știu care e cel mai bun, dacă o să avem un party destul de mare, s-ar putea să fie mari costurile. Hai să ne întoarcem înapoi acum. Un party de 2. Hai să-i prindem.
Uite-i. Prindeți-i, prindeți-i băieți. Prin pădure pe aici n-au nicio șansă. You think I'm daft? I'm not trusting you an inch. Ah, sunt forest bandits, dar sarcași. Bun, i-am luat pe ăștia. Cool. Acum nu știu cum e cu moralul partiului meu, dacă sunt ăștia încântați, chiar am recrutat sau nu. Mamă, deja avem 32. Așa. Și hai să mergem până la Winterfell. Ia. Unul dintre ei este recrutabil. You'll be over the troop. Stai. Nu le recrutăm încă atunci. O să-l folosim când, în momentul oportun. Hai momentan să facem trading, să vindem ce am luat. Așa. Vindem asta. Head armor, body armor, ăsta e cu 0, nu. Ăsta nu. Ce sabie avem aici, ia. E weapon tier 2, e mai slabă și lungimea e tot așa mai mică. Legendary. Ah, legendary simple smitar. Mă, dar asta n-a putea să o pun aici? Să am și eu una de oraș. Pare bună. Ok. Ne-am păstrat niște rezerve de suggest din astea. Deși alea care le-am eu pe mine sunt mai șmechere. Hai să le vindem pe astea. Bun. Varietatea mâncării. Avem varietate la mâncare. Avem momentan. Și luăm și 1000 și ceva pe astea. Hai să mai mergem la smitărie, la fierărie. Ia, ordinele noastre cât ne cere pentru dificultate 32. Nu e așa departe acum, parcă. La free build, ce putem să construim noi? Avem o grămadă de componente deblocate la săbi. O să încerc să mai fac cu sabie de asta, dar hai să rafinăm niște crude iron. O să-mi dea... din iron ore facem 3 crude iron, ok. Ah, sunt deja obosiți. Of, of. Dacă suntem așa obosiți, hai să mai stăm pe aici o vreme. Mai stăm o vreme să treacă ziua. Hai la smitărie din nou. Ia. 30 ceva la sută. Ce se întâmplă? Nu mai am bunuri. Trebuie să mai fac rost de lemn. Bun. Văd că e unul pe afară pe aici. M-aș duce să-l bat un pic, dar stai să rafinez metalele. Level 26. Așa. Ah, și iar zice că suntem obosiți. Mă duc pe el. E mountain rider. Mamă, ce aleargă ăsta de rupe. Mă, nu știam că puteai să te duci pe aici. Wow, party de 10. Hai să alergăm pe ăștia din... să vedem unde ne duc. Mamă, ce alergă, 5.1, noi avem 4.1 viteza, dar poate băgăm în pădure și în pădure poate îi prindem. Uite ce viteză prind.
Hai că în pădure prindem ca o penalizare la deplasare. We're just armless shepherds. Mhm. Mountain riders. Predați-vă, băieți. Ia atacăm pe ăștia. O să my orders. Acum am șoarca, aș cred. Range. Am 3. Troops! Forward! 3 arcași, cu tot cu mine. Bun. Forward! Move! Infantry! Ăștia mai slăbanii, băgăm iară primii. Ce nu sunt eu convins dacă chiar Move! Sunt slăbanii, ia să vedem dacă pot să-i așez într-un loc. Forward! Cred că ăștia sunt slăbanii. Bun. Iar ăilalții, grupa de 12. În spate. Arcași aici. Bun. Și cred că o să vreau pe ăștia 12 să-i așezăm. Vom așeza și mai în spate un pic. În felul ăsta e garantat că nu ne casăm damage pentru ei. Mamă, ia. Are un arcaș acolo, dar nu mă prea sperie. Oh my god, l-am luat pe un Hillman de la distanța aia. E incredibil ce s-a întâmplat acolo. Uă, unde tragi, bă, frate? Uite-te pe ăștia aici. Ăștia n-au decât un arcaș. Tu vorbești serios, m-a dat de pe cal. Nu pot să cred așa ceva. Ia, și ăsta ce face acum? Ăștia aruncă cu unii dintre ei. Am un arcaș care sigur trage în el. Ia. Eu nu pot să cred că m-a dat ăla de pe cal jos. Ce, fuge? L-au dat jos de pe cal. Bravo, mă, băieți, bravo. I-am luat și calul, sper eu. Hai să vedem ce am avut aici. Am morți. Doar din ăia mai slăbani. Am luat doar moral și n-am luat renume. De ce oare? Ok. Și avem și Hillman. Prizonieri. Așa. Norfolk Noble Warrior. Bun, îl upgradăm. O să facem numai Stark Levy momentan. Bun, deci avem 13 de ăștia slăbani. Ok. Le luăm și toate bunurile. Inclusiv Pine Throwing Lens. Mamă, ce șmecherel. Așa. Și-am mai luat niște traituri. Ce-am mai luat? Ia, Riding. Charge damage dealt, 10% charge damage dealt by troops in your formation. 10% manevrabilitate, capitanul plus 30 riding skill to troops in your formation. Da. Interesant. Hai să mergem pe varianta cu manevrabilitatea.
Așa. Bun, acum am presia că am 30 din 33. Scade un pic moralul. Ok, am pierdut 6 moral, dar nu e tragic. Și avem iară 33. Și avem așa, Stark Bowman și Bush Wackers de ăștia, care sunt de nivel 2. Stark Bowman este de nivel 3 chiar. Mamă, și avem o grămadă de Stark Levies. Bun. Ia, parte sarziul nostru cred că este deja... Bun, suntem limită. Mai mergem un pic, a trecut un pic de vreme, nu știu, s-o fi odinit ăsta, că s-a bătut. Mă sigur și-am mai făcut din skillurile de smiterie. Deja are parte de 32. Mamă, e șmecher rău. 6790 cu măcărica. Cum stăm? Hai să vedem aici, Wern, Batania Horse Harness. Dar stai că ăsta e mult mai bun decât ce am eu pe mine. Deci o să-l vând. Ia, săbi. Să vedem ce sabie avem. Da, nu se compară cu sabia pe care am pe mine. Le vând. Pine Throwing Lens. Da, nu știu. Mai bine le vând. Acest Falcon. La fel, mai bine îl vindem. O să vedem ce mai avem pe aici. Asta îl vindem. Leg Armor. Se par să fie mai bun. Ok. Bun, am vândut. Mai avem Battery Baggy Trunks. Ce fac astea? Leg Armor, ne dăm un boost la Leg Armor. Le vindem. Luăm o grămadă de bani pe ele. Căluții stăm bine. Mi-aș mai lua niște Saddle Horse. Doar să ne mărim inventarul, că deja avem 10.000. În ceea ce privește mâncărica, trebuie să le asigur o strua varietatea. Deci îmi trebuie bere, struguri. Hai să vedem dacă găsim pe aici. Unt. Carniță nu mai aveau. Le au vreo două bucăți. Și un butoi de bere. Hai să mergem la fierărie să vedem ce s-a mai întâmplat. Aveam... Păi stai mă, nu ne-am odinit, vrei să zici? Că ne-am dus și ne-am bătut. Uite, trecu o zi și o noapte. Cineva din parte ce, vrea să fie recrutat sau ce vreau ăștia? Nu vreau Hillmanii. Acum bine că mi-a adus aminte de asta, mă duc la tavernă. Vindem prizonierii. Și cred că... Ok, cred că avem tot ce ne trebuie ca să fabricăm. Vreau să fac o sabie din asta. Sau una de asta. New Smithing Part Unlocked. Crescent nu știu ce. Handling 105. Mă întreb cât de bune sabia asta. Avem Smithing 26. Balance Crafted nu știu ce. Hai să vedem ce a făcut. O verific la trade cât de bună e. E un pic mai bune. Balance Crafted One Hand Sword. E 442. Are handling-ul bunicel. Thrust Speed. Băi, bună sabia asta, nu e rea. Dar vreau una cu lungime mai mare. Păcat că nu pot să fabric încă astfel de săbii. Hai să vedem la misc ce putem să mănăm. Hardwood, vă cam ceva bucățele pe acolo. Așa, Crude Iron. Trebuie să ne mai luăm Crude Iron. Nu are iron ăsta? Nu e bine asta, dar hai să vedem cum stăm cu... Da, îmi trebuie crude iron. Avem clay. Avem harul de o grămadă, dar n-avem... Hai să mergem într-un oraș apropiat, să vedem dacă ori avea ăștia iron.
mergem la White Book aici. Opa. Băi, cred că ieșea unul bătaie, aș putea să mă duc să-i dau o mână de ajutor acolo, dar hai să facem un save. Ragnar. 2-2. Acum am văzut. Sper să nu pierd multe trupe, am văzut că sunt aproape 30 de oameni acolo. Hey, what? Sunt, cât sunt ei? Bad decision, my friend. Sunt 19, 20, 29. Mamă. Și dintre care are 2 călare. 3 călare. Ok. Hai să vedem. Poate o idee bună să ne... să ne așezăm aici pe culme. Așa, ăștia sunt tăiat teoretic mai bunicei. Nu bălăi, îi punem în fața lor. Așa, și hai să vedem arcașii. Avem 6 la număr. Da, nu sunt un pic încântat, cred că asta așa de fapt ca număr. Ăștia sunt 13 de fapt. Good. Nu m-aș prea grăbi să dau atacul. What? Sunt toți cavalerie? Are you kidding me? Holy shit. Shields up! Faceți-vă shield wall, că we're screwed. Partea bună e că suntem... Hai să încerc să văd dacă pot să fac eu engage. Oh my god, asta e super challenge și avem aici. Oh shit, are you serious? What? Bă, dai jos de pe cal din prima! Oh my god, are you serious? Păi și ai mie unde alergă, frate? Oh my god, au și... Wow, ce căsăpeală e aici? Mamă, ce-a fost aici, fratele meu? Pe bune? Ok, văd că ai mei au rupt pe ăștia. Deci nu știu care a fost faza. Oh my god, un trecut cai prin ai mei. Pe bune? Mi-au mort arcașii aproape. Mai sunt 1, 2. Oh my god, ia uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Băi, de-a stătură și i-au călcat în picioare acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the hell? Și alții în spatele meu, pe bune. What the hell, ce-i asta? Mamă, și ce-a blindat, sunt înarmați toți. Fac și shield wall aici, atâta știu. Mamă, uite pe ăștia cum vin cu sulițele. Oh my god, you serious? Nici nu apucă să dea. Unul a murit. Și vine să se bată. I-a băgat sabia în față lui ăla. Jesus Christ, ce-a fost asta, fratele meu? Pe bune? Oh my god. Ia uite și tu. Pe bune? Nu pot să cred așa ceva. Unde vă împărțiți acum? Că sunteți o mână de oameni. Stați voi împreună.
Iau de alții. Oh my god. Dați mai în ei, băieților. Mai sunt 5 Levi Starks și atât. Și ce fac ăștia? Fug? Infantria retreating. Doamne ferește. Ok. Bun, deci cred că era un moment interesant acolo, da. A, și bineînțeles că nu mi-a lăsat în pace. Ia uite-i. Pe bune, nici să-i, nu-i lasă să fugă. Ia uite la ei. Ia uite. Pe bune. Ia uite-te la ei. Mi-a omorât toată armata. Băi, deci atâția cavaleri. Au avut o grămadă, Rubber Knights, 13, cu 2, 15, 16 Rubber Knights, pe bune? Oh my god. Dintre care, stai așa că nu erau toți călare, ci că călare ar fi fost 1, 2, 4, 8. 8 călare, mi s-a părut că erau mai mulți de atâta. Da, bine, bine luptat. Bun, dragilor, deci ați prins și o luptă cu cavaleria. Cavaleria impresionantă a hoților. Da. Am zis eu că, și că dau mână de ajutor acolo, dar nu cred că suntem încă acolo. Trebuie să ne facem un pic mai șmecher, da. Pare că ne așteaptă un fight foarte interesant dacă ne... Trebuie să-i căutăm pe această. Bine, acum erau vreo 4 sau 5 grupe acolo, grămadă. Deci noi reușesem aici, de fapt, să căutăm fier, minerau de fier. Dar nu l-am găsit, pentru că ne-am oprit să ne batem. Trupe nu mai pot să iau că sunt full, dar hai să vedem ce produse au. Grain bag. Bun. Au fugit. Aș vrea să văd pe care prindem. Hello, traveler. Hope you brought your purse. See, we're what you might call brigands. But I'm afraid we can't let you pass without paying us a bit of coin. Hai să mai încercăm o dată fight-ul cu ăștia. Deci sunt 30-40, sunt băi frate pe bune. Oh my god. Rubber Knights. Cred că de data asta o să facem formațiile de luptă, dar îi punem în Soldiers! Ia să vedem dacă am o poziționare mai bună. Mă, normal între copăcii aici n-ar trebui să-i avantajeze pe ei. Hai să vedem dacă pot să-i așez cumva. Forward! Infantry! Cred că ăștia erau 13, parcă mă numărase mai devreme. Move! Ok. Stai mă, ce făcurăm. 13 am zis, da? Ia mă, am așa loc unde pot să mă duc să mă așez cu ei. Poate aici.
Așa. Infantry! Move! Move! Și pe ăștia 13 îi punem în spate. Forward! Troops! Move! Hai să vedem. Mamă câtea. Form a shield wall! Grupați-vă. Să vedem acum. Băi, dar numai pe mine s-au dus toți grămadă pe bune. Holy shit. Încearcă să alegi, băiete. Dacă poți. Holy shit, vin pe mine. Oh my god, veniră pe mine băieții ăștia. Pe bune. Băi, frate, ce e filoreală e aici. Ne-au omorât arcașii, de data asta a fost. Oh my god. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, nu se poate. Hai să mai facem o dată un atem, dar vreau să-i prinși pește o dată sparți în grupuri, că nu se poate așa ceva, fratele meu. Măcar pe ăia, că, ăia pe jos aș vrea să-i prind, dar presia că sunt cam grupați toți, nu-i lasă departe. Da. Asta e neplăcerea. Vreau să-i prind pe aia 17, pe jos, că sunt o grămadă mare de infanterie care merită călcați în picioare acolo. Uite că vine un cavaler acolo, Rodrick. Băi, dea câte grupe. You got a problem? De data asta o să vreau să-i atac direct pe ăștia. Under my command! Infantry! Forward! Infantry! Move! Follow me! Ok, am văzut pe aia, stâmpați undeva. Cred că-s doar 2. Pești pe undeva, nu? Unde sunt, mă? Ah, uite pe căluțul. Mhm.
Bă, ce cal rapid are ăsta, fratele meu. Mi-a rănit pe cineva? Cred că mi-a rănit pe cineva. Da, eu cred că aveam impresia că... Ok, era un robot. Ok. Unde ești, mă? Opa. Hai mă, că te aștept aici. Unde că vine? Momentan pare că mi-au omorât doi Bushwhacker de aia. Bushwhacker erau arcașii ăstora. Aveam un rubber, așa, un rubber square. Unde e? Hai mă, fratele meu, vine cu aici, nu mai. Trebuie că ar trebui să dismont. Așa, mă, fratele meu. Bun, l-a dat jos. Am luat și onoare și moral. Iron Arm Trader. Ok, bun. Am luat, era prizonierul lor. Și e nivel 3. Ia uite ce de bunuri avea ăsta pe el. Velvet. Ia uite, mă, ce valoare avea pe el. Ei, și acum, ca de final așa, mai dăm un save. Și Ragnar o să ducă să-i alerge și pe el alții. De asta vedem cum stă cu partiul. Aș fi vrut să mai iau din oraș niște oameni, dacă e cazul. Prizonier, n-avem. Stark Levy. Hai să vedem, avem Stark Footman. Nu, probabil n-ar strica să începem să facem și de ăștia. Opa, ce-mi fac aici? Prostii. Așa.
și aș vrea să-i alerg pe al de ăia. Băi, cum au atâta viteză? Eu nu înțeleg cum au avut ăia atâta viteză. Ah, eu am o viteză mică, din cauza că sunt super încărcat cu tot ce am luat. Bine, hai să mergem la Winterfell atunci, să vinde repede tot ce am luat. În primul rând să vedem ce ne-au dat ăștia pe aici, bunuri. Așa, am luat și niște wrought iron, sau asta i-aveam, nu știu. Vin, blănuri. Îl vindem. Linem și velvet. Hai să le vindem. Căluții nu-i vindem pentru că ne ajută. Schimb, vreau să văd dacă mai găsim iron ore. Nu? Dacă nu, trebuie să mă duc la o altă cetate, probabil, pentru iron ore. Hai mă, că erau ăștia. Ăia vreau eu să-i prind. Stop right there. This is a robbery. Hai să vedem dacă îi batem. Nu știu câți cavaleri au din nou, dar măcar acum suntem 13 cu 13, nu știu. Hai să vedem care sunt posibilitățile de teren. Sunt în față. Problema e că iar au o groază de cavalerie. Cred că o variantă bună de a ne bate cu ei. Nu putem să ne plămâcim cu pădure. Așa, ăștia trebuie să-i luăm prea mai puțin. Așa, cred că ăștia sunt în bălăi. Bun. Între copăcei, pe ei nu prea avantajează poziționarea. Drept urmare, punem aici arcașii. Ok. Make a shield wall! Move! Ia ducem aici între copaci. O să aibă o dificultate să atace printre copacei. Sper eu. Hai să vedem. A, pe ăștia-i atac eu, mă. Ce a fost asta? Ne-au bătut și în copaci. Bun, ok, cred că este suficientă cafteală. Rubber Knights ăștia probabil că sunt un pic peste nivelul nostru de luptă. Dar partea bună este că am killerit o parte dintre ei, deci probabil trebuie pur și simplu să ne mai antrenăm o vreme. Și la momentul potrivit, probabil, să după ce îi rupem pe o perioadă de timp pe ceilalți, să intrăm din nou în luptă, să ne batem cu acest nivel avansat al hoților din regatul Winterfell. Pare că nivelul este efectiv net superior. Bun.
Anyway, cum ziceam, i-am bătut pe ăștia, ceea ce tot e bine. Deja fugire, Rubber Knights. Mergem la Winterfell, unde ne vedem de treabă. Și cu acesta o să încheie episodul nostru. Acum, practic, cum ziceam, răscumpărăm tot ceea ce am luat de pe ăștia. Linen for Velvet. O grămadă de bunuri. 2700. Wow, suntem grozavi. Dornish. Opa. Dar noi avem Saddle Horse. Avem impresia că am luat la un moment dat un... Îl puse de pe Norfolk? Palfrey? Nu știu exact de ce. Ăsta vrea oricum... Da, așa aveam impresia că pusesem Norfolk Palfrey. Nu știu de ce nu era montat pe noi. Bun, dragilor, aici ne oprim cu episodul nostru. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, vreau să dați un like. Contează de mult acolo la creșterea canalului și la promovarea acestei serii către alte persoane interesate. În episodul următor ne creștem onoarea din nou și renumele în regat. Ne vom duce să ne batem și cu alții, mai recrutăm dacă mai putem indivizi, dar trebuie să stăm probabil departe de băieții ăștia care se ascund aici. În schimb o să-i batem pe toți ceilalți care prindem prin pădurile noastre, îi vom killeri și la un moment dat când vom fi super fel de șmecher, suficient de șmecher cu utele, vistarcul nostru, facem foodman, cum ziceam, să avem numai foodman sau știu eu... Poate inclusiv să trecem la, să vedem aici la, la familia lui Stark. Deci avem Stark Foodman din Levi și avem varianta Stark Horseman, Stark Soldier sau Stark Cavalry. Cred că la Stark Cavalry trebuie să ajungem noi. Sau acest House Guard-ul ăsta pare șmecher. Unii cu sulițe cred că ar fi șmecher, dar nu văd aici undeva. Probabil trebuie să ne uităm care dintre ei. Ar fi mișto... Ăștia văd că au niște sulițe șmecher, Northern Horseman. Iar Cavaleria Stark bă că se bate cu săbiuțele. Na. Ăștia sunt șmecheri, au polearm. Mamă, ce șmecheri au. Da. Și Northern Colonel. Wow. Foarte șmecher. Bun, dragilor, deci ne facem armata de Stark pe termen lung, lucrăm la ea și hai să vedem ce se întâmplă în episodul următor. Mersi pentru audiență, bye bye!